Vreau să vă arăt din Scripturi cum ar trebui să ne comportăm când ne întâlnim la bine sau sub o potențială ispită la rău. Dumneavoastră, în mod normal, mai întâi pentru că sunteți străini, simțiți nevoia să vă întâlniți unii cu alții, că vedeți și vietățile se adună care sunt de aceeași specie, dar de asemenea aveți ocazii deosebite să vizitați rudenii, cunoștințe, frați, când vă deplasați în țară sau atunci când vin la dumneavoastră. Și știu eu că din motive de ordin economic stau unii la dumneavoastră o vreme mai scurtă sau mai lungă. Vreau să observăm din Scriptură cum să ne comportăm atunci când ne vizităm unii pe alții. Cum este un comportament ideal pentru o gazdă, pentru cel care primește oaspeți? Dacă doriți, deschideți cu mine la cartea Exod, capitolul 18. Aici avem câteva detalii ale vizitei lui Ietro, socru lui Moise, la el în tabără. Și uneori vă mai vin și socrii sau părinții, dar chiar între dumneavoastră. Scrie de la versetul 6. A trimis vorbe lui Moise să-i spună: eu, socrul tău Ietro, vin la tine cu nevastă ta și cei doi fii ai tăi. La dumneavoastră poate chiar se poate întâmpla la vreunul exact așa să fie, să fie aici la lucru și să vină socrul din țară cu nevasta și cu copiii. Dar situațiile pot fi diferite. Este recomandat, atunci când vrei să faci o vizită la cineva, să-l anunți. Cum sunt și situații când este oportună o surpriză. Dar, în general, trebuie să-l anunți pe cineva când te duci la el. Să nu le iei prin surprindere, să nu-i aglomerezi programul. Acum priviți la gazdă. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Vreau să distingem mai multe aspecte ale unei vizite. Mai întâi, aspectul protocolar. Este normal când ne întâlnim să ne salutăm și să se deruleze așa numitele întrebări de sănătate pe care le întâlniți frecvent în Vechiul Testament. Ce cuprindeau ele? Să te întrebe cineva de când ești în Grecia, să te întrebe dacă ești sănătos, ce rudenii mai ai aici, cum o duci cu viața. Sunt niște întrebări care este normal să se deruleze și la pocăiți și la nepocăiți. De altfel, dacă vreți, socrul lui Moise nu era pocăit. Știa cum se derulează viața la pocăiți, dar el era de altă religie, ba încă era chiar preot în religia lui. Este, repet, normal să aibă loc asemenea discuții. Să se întrebe surorile, știu eu dacă a născut, dacă va veni vreun copil, dacă e sănătoasă. Chestiuni de ordin informațional general. S-au întrebat unul pe altul de sănătate. Poate Moise i-a zis: tată, ești bătrân, mai poți. Aveți libertatea să întrebați, dar apropo, vedeți să nu fiți indiscreți. Nu întrebați decât ceea ce trebuie întrebat. Că sunt unii prea curioși și alții prea sensibili. Și s-ar putea să se strice atmosfera la vizită din prima fază. Nu întreba decât ceea ce e normal, decât ceea ce te interesează, decât ceea ce i-ar face plăcere să-ți spună. Să nu fie nevoit să spună o minciună sau să evite așa să dribleze răspunsul și să îți spună ce vrea să spună, nu ce vrei să spună. Întrebați normal, protocolar, oficial, pentru că e bine. Este un interes reciproc și este normal să ne interesăm unii de alții, ce facem și cum o ducem. Vreau să trec la un al doilea aspect și citesc de la versetul 8 în continuare.
Moise istorisi socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva țării Egiptului. Cu privire la Israel, toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul lui Israel și pentru că îi izbăvise din mâna egiptenilor. Și Ietro a zis: binecuvântat să fie Domnul, care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon. El care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor, cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii, căci El a fost mai presus de ei. Aspectul spiritual. Moise l-a avut pe socrul său la mână acum, zis așa: ei, să-l evanghelizez puțin. Dar când vine cineva în vizită, nu neapărat poți să te apuci să-i ții predici. Dar e o mare ocazie să-i spui experiențele tale cu Domnul. Să-i spui cum ai ajuns în Grecia și n-ai avut bani, mai ai avut datorii în țară și cum Dumnezeu ți-a ajutat și ți-ai găsit servici, cum ți-ai găsit gazdă, cum Dumnezeu ți-a deschis ușile, cum a încercat, știu eu, cineva de la egipten, să zicem, de la greci, să-ți facă necazuri și Dumnezeu te-a izbăvit și nu ți s-au putut împotrivi. Sunt atâtea și atâtea experiențe pe care le aveți. Ar fi tare neplăcut, în loc să povestim experiențele noastre cu Domnul, să spunem ce frământări am avut noi cu X și cu Y. Am făcut anul trecut o vizită în Ucraina și frații ne-au zis: ziceți-ne din experiențele Domnului. A zis: da, nu ne spuneți necazuri ce aveți și frământări și oameni răi din biserică. De asta avem și noi. Spuneți-ne experiențe cu Domnul și de asta vă spunem. Asta va face ca adunarea aceea, întâlnirea, să fie în cinstea Domnului. Că vom înălța pe Domnul. Observați că Moise a scos o declarație din gura socrului său ca de om pocăit: binecuvântat să fie Domnul pentru ce a făcut. Și eu știu situații când oameni nepocăiți, avas în vizită la pocăiți, au zis: măi, este ceva totuși. Atei chiar au zis: măi, eu nu cred în Dumnezeu, dar totuși e ceva. Este un Dumnezeu mare în compania și în prezența căruia trăim, slăvit să fie El. Cred că partea aceasta trebuie să fie cea mai importantă pe parcursul întâlnirii noastre. Partea spirituală. Dacă este vreo întâlnire în care nu ne rugăm, nu vorbim de Domnul, nu citim din Biblie, nu cântăm, mai obișnuiesc eu să spun așa când ne adunăm: măi, fraților, hai să facem ceva, că n-au îngeri ce trece în procesul verbal. La rubrica asta ce se scrie? Când ne-am întrebat numai de sănătate? Eram cu soția tot anul trecut în Austria, la Viena, și o familie ne-a condus la altă familie. Și a doua gazdă, să zicem, pe la care am trecut vreo 2-3 ore, i-au strigat pe cei care ne-au dus: haideți și voi până la noi să bem o cafă. Și m-am necăjit și am mustrat imediat și am zis: măi, de șanii pocăiți ați ajuns? Măcar să ziceți: hai, frate, facem o rugăciune, dacă se obosesc, bezi și cafea, dar hai să facem o rugăciune, hai să bem o cafă. Și lângă asta se adaugă dacă e ceva evenimente politice atunci asta, dacă e jocurile olimpice asta, dacă e cutremur, vorbim de asta. Bun, ne întrebăm 5 minute de sănătate. Dar după aceea e vreme de ceva spiritual. Mă, s-ar putea unii să fie mai firești, dar vedeți care poate să pornească discuția asta, provocați-l. Spuneți-i ceva. Cum ați născut și Domnul v-a dat izbândă și v-a ajutat de a trecut peste asta, cum a fost un copil bolnav și v-ați rugat, s-a făcut sănătos, n-aveți ce spune? Se poate în urmă celălalt să exclame: binecuvântat să fie Dumnezeul vostru. Atunci este o adunare în numele Domnului. Doamne, ajută-ne așa să fie. Dar repet, să nu vă frământați cu alții. Am citit despre o soră care a avut la un moment dat o revelație cu Domnul, nu mai știu exact sub ce formă. Și l-a întrebat: Doamne, asta cum e, cu sănătatea mea, cu multe lucruri despre viața ei, și la un moment dat ispita. După ce a vorbit mai mult cu Domnul: Doamne, dar cu sora aia ce-o fi? Și zicea ea:
Nu mi-a răspuns absolut nimic și așa m-am necăjit că l-am întrebat. Nu mi-a răspuns nimic, dar mi-am dat seama că nu-i place să-l întreb de alții. Tot ce l-am întrebat de mine mi-a răspuns. Dar când am ieșit din făgașul meu, bine că n-a dispărut, zice, am revenit imediat la problemele mele. Învățați-vă să vă spuneți problemele de sănătate unul altuia, dar după aceea să vorbim despre Domnul. Amin. Vreau să observăm o treia latură a părtășiilor noastre. Versetul 12. Ietro, socrul lui Moise, a dus lui Dumnezeu o ardere de tot și o jertfă de mâncare. Aron și toți bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul lui Moise înaintea lui Dumnezeu. Aspectul alimentar, masa. Este normal, mai cu seamă dacă vine cineva de departe, să-i servim, nu? Vă rog să observați că nu menționează textul biblic ce meniu a fost. Nu, asta are o mare importanță. E adevărat că dacă i-ai sunat înainte, s-au putut pregăti. Dar vedeți, să nu fie totul numai în pregătire. Că nu știu cum se face, că așa ne prinde ispita uneori la nunți. La biserică se vine târziu, se pleacă repede, sau și la rugăciunea este așa scurtă și la început și la gata. Nu știu dacă mai se fragmentează cu rugăciune. Dar la masă stăm încât s-a calculat că se consumă aproape 8 ani din viață cu pregătitul mesei și cu statul la masă. Da, dragii mei, se stă la masă când mergem unii la alții, dar ne-am deplasat numai stomacul sau ne-am deplasat și inima? Dar observați că și la masă, masa aceea, chiar din partea lui Etro, a fost o jertfă adusă înaintea Domnului. E așa de frumos să înceapă masa cu rugăciune, să termină cu rugăciune și să spui, uite, Dumnezeu ne-a dat și avem și sănătate, uite, avem ce să mâncăm. Chiar și la masă să fie tot o tentă spirituală, că dacă felia dinainte a fost spirituală, cum am vorbit, rămâi în tempou, în starea asta. Dar dacă înainte te-ai apucat de clevetel la masă, știți ce urmează? Mofturi. De aceea, atunci când mâncați, zice Pavel, 1 Corinteni 10, fie că mâncăm, fie că bem, să facem totul spre lauda lui Dumnezeu. Momentele de la masă sunt momente de părtășie. Și e de dorit să stai la masă cu cineva drag, e un moment înălțător. Dar dacă vrei să ai pofte mâncare și tu și celălalt, discutați și la masă lucruri care merită discutate. Și Dumnezeu să vă dea poftă bună. Numai să știți că El nu împlinește poftele celor răi, numai stâmpără foamea celor flămânzi. Psalmul 112. Și mai este un alt aspect. De la versetul 13, scrie a doua zi, s-a dus de departe, a stat mai multe zile la el. Moise s-a așezat să judece poporul și poporul a stat înaintea lui dimineața până seara. Socrul lui Moise a văzut că a intrat la serviciu dimineața și n-a ieșit numai seara. Și îi face observație de la versetul 17. Ce faci tu? Nu este bine. Te istovești. Și dă un sfat, alege oameni, împarte poporul. Și apoi de la versetul 23, dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea să faci față lucrurilor, să fii fericit. Moise a ascultat sfatul socrului lui, adică aspectul gospodăresc sau profesional. Dacă stă cineva la tine o zi, două, și te vede a doua zi cum faci mâncarea și vede că te trudești și că nu iese nici ciorba, nici felul doi. Și... sau te vede pe tine ca bărbat cum lucrezi și încă n-ai prins o tehnică mai nouă, e normal să ne facem corecțiile de rigoare, să spunem, sora mea, nu te supăra pe mine. Uite, s-ar putea găti mai inteligent așa. Spui, fratele meu, nu te trudi așa, că tu transpiri până seara și tot nu muncești, ăștia nu te plătesc. Uite, fă așa și o să iasă bine. Nu te dun toate părțile tu. Lasă pe unul aici, doi dincolo, organizează-ți muncă. A venit cineva, știu eu, caz acum, într-o familie și i-a zis bărbatului după ce a stat câteva ore, măi, tu ai nevoie de un ietro. Să îți dea un sfat. Dar vă rog să observați, ietro a fost foarte finuț, foarte sensibil. Nu i-a spus, măi, ginere, asta nu-i vorbă să corectezi pe o gazdă.
I-a zis, eu uite, asta e părerea mea și tu judecă și dacă Dumnezeu îți spune că e așa, vezi, gândește-te, dacă e bine, fă așa. Dar nici voi și de partea lui n-a zis, tu mă înveți pe mine, tu ești bătrân, eu știu, ăsta e poporul meu, nu a tău, la noi așa se face. A zis, măi, socrul zice bine. Învățăm uneori lucruri și de la oameni care ne se pare că n-avem ce învăța de la ei. Dar numai dacă suntem cu minți, dă înțeleptului și se face și mai înțelept, mustră pe păzucoritor și de seară va vrea să-ți faci bagajul, să te duci. Noi toată viața trebuie să învățăm și va fi fericit de cel care învață. Vizitele noastre reciproce. Ieri eram cu fratele păstor de aici la o lucrare și i-am zis, frate, fă dumneata că e aici. El a zis, hai ajută-mă să mai învăț și eu ceva de la dumneata. Uite, așa învățăm în toate privințele. Profesional, gospodăresc, oamenii cu minți se tot califică. Ceilalți? Nebunului nu iese de învățătură. Proverbe 8:1, el vrea să arate ce știe el. Dar din nefericire nu prea știe. Așadar, ați reținut cele patru aspecte, da? Întrebările de sănătate, părtășia spirituală, masa și problemele gospodărești. Și la gata, ca să fie totul așa 10 cu plus, scrie că Moise l-a dus la gară. Apoi Moise a trimis pe socrul său în țara lui, să fie și o încheiere frumoasă. Acum, eu tot în privința asta a vizitelor vreau să mai iau un caz, să învățați ceva bine. Că și eu am tot învățat și mai tot învăț. Să știți, să nu vi se pară lecția asta, frate, asta nu e prea spirituală, asta e cum să ne comportăm în societate. Pocăința e făcută din elemente din astea. Viața de toate zilele e făcută din astfel de activități. Deschideți, dacă doriți, cu mine la cartea 1 Împărați, capitolul 10. Acum nu avem o vizită între rudenii, ci o vizită între colegi. Știu, poate vă vizitează grecii. Posibil, cineva mi-a spus că a fost la grecii acasă, poate vin la dumneavoastră, mai cu seamă după ce veți mai avea posibilități unde să-i primiți mai bine. Împărăteasa din Seba a venit în vizită la Solomon. Scrie în versetul 1. A auzit de faima lui Solomon în ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce prin întrebări grele. Să știți că oamenii nu vor declara din prima expresie ce vor și de ce au venit. Dar se va vedea pe parcursul vizitei. A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare. Versetul 3. Solomon a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic care să nu-i fi răspuns. Atunci când te vizitează un coleg de muncă, un șef, pe lângă întrebările de sănătate vor fi discuții colegiale. Sau dacă îl vizitează pe un elev, tot un alt elev. Vor fi discuții în domeniul lor. Ei au discutat probleme sociopolitice. Și acum ceva aici pentru surori, dar să fie atenți bărbați. Scrie la versetul 4. Împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise. Bucatele, slujbele, paharnicii, arderele de tot, hainele. Eu, de exemplu, pot să mă duc de câteva ori într-o familie dacă mă întreb ce culoare a avut mobila sau cum a fost graveala, nu știu nimic. Dar nu-s așa și surorile? Ele observă cum sunt hainele, cum e gătită casa, cum e aranjată masa și pot să învețe și ele una de la alta. Toate le observ. Și observată și curățenia și ordinea, toate se văd. Și cei din lume când vin la noi, ei le observă mai mult. Am venit toată la biserică un colonel de securitate. El obișnuit cu ordinea, cu justiția militară, cu o să fie atent după toate. Știți ce a sesizat el? Că cele spirituale nu au intrat prea mult în minte. Măi, atâția copii și să stea toți cu minți la locul lor, fiecare știe unde e locul. Poftim ce a sesizat el, noi nici nu ne-am gândit la asta. Oamenii sesizează, vedeți, ea venită din Seba, asta a observat. Păi ce haine au, cum sunt îmbrăcați slujitorii, ea și fericit. Și scrie și la versetul 8, ferice de oamenii tăi. Ei,
Când vor veni alții la noi în vizitoare, vor putea să spune: fericit de cine stă în casa asta, fericit de copii și de ceilalți care sunt aici. Și acum vă rog să sesizați versetul 9. Și să observați că seamănă ca doi stropi de rouă cu versetul 10 din Exod 18. Iată cuvântul împărătesei din cine ți-e în vizită. Alt moment este culmea părtășiei, dacă la plecare va spune: băi, am mâncat la voi. Dacă va spune: băi, la voi a fost bine, e cald, aveți totul. Ce să spui în final? Nu-i reușită vizita asta, nu? Dar dacă se poate să spună: am făcut o rugăciune, a fost un moment înălțător, am cântat, atunci se merită să mai fac altă vizită. Au îngerii ce nota, astea le pun la dosar pentru premiere, pentru ziua de apoi. Și încă ceva aici, scrie de la versetul 10: i-a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. Nu uitați, când vă duceți în vizită unii la alții, faceți câte un mic sau mare cadou, după cum vă țin puterile și cum vă hăruiește inima. Și din ce primiți daruri, luați ideea lui Solomon, a primit multe. Și din ce a primit, scrie în versetul 10 că a pus ceva și pentru casa Domnului. Nu numai pentru mine, dacă tot am primit. Uite un lemn frumos, mirositor, dar să miroase numai la mine acasă, lasă la biserică să miroase toți. E mai frumos, e pentru Domnul. Și la rândul lui, scrie în versetul 13, împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut, și i-a mai dat pe deasupra darul vrednicii de un împărat ca Solomon. Îmi vine în minte un caz de județul Alba, când a venit într-o biserică un frate și n-a fost totul bine la slujbă, dar un bătrân diacon ce stătea lângă biserică, foarte primitor de oaspeți, l-a dus în casă și i-a administrat oarecare mustrare, ca bătrân și avea dreptul să o facă, avea vreo 80 de ani. S-a supărat puțin musafirul și după aceea l-a servit și mi-amintesc că eram acolo, i-a pus un borcan de 5 litri, ca pe mai multe mere în el. Și acum musafirul, cumva ofensat, zice: nu, nu iau. Ți auzi? Mai întâi ți-am dat ce ți-a trebuit la suflet și acum îți dau ce trebuie la trup. Ia-l că ai mai mulți copii. Dar în final, exact cum scrie în Proverbe, o mustrare pe față este la locul ei. Și totul s-a încheiat cu bine. Ce rost ar fi fost să vorbească despre el după ce a plecat? Cum, Doamne ferește, se mai întâmplă așa, așa. Tot e bine, bine ai venit, dar e mai bine când a plecat. Și în urmă, când vine următorul: a venit ăsta la mine, e așa, așa, așa. Nu i-ai dat nici dar, nu ai lăsat loc nici pentru cele sfinte. Uite că se poate. Chiar cu oameni nepocăiți. De exemplu, avem la Arad o vecină, este maghiară și este catolică. Ea tot venind pe la noi prin casă cu diferite probleme, cum la noi trec mulți musafiri, a văzut că ne salutăm cu pace și la un moment dat vine la noi și spune: pace, domnul Anca? Eu nu știu ce înseamnă, dar e frumos. Uite, poate nu vor ști ei tot ce înseamnă asta, dar mai vor zice: totuși e frumos, e ceva. Și vreau să vă mai dau un caz. Cartea a doua împăraților, și apoi mă opresc cu asta, capitolul 20 de la versetul 12. Scrie despre o altă vizită. Berodac Baladan a trimis o scrisoare și un dar. Observați, scrisoarea ținea locul telefonului, nu era, darul avea și el oficiul lui, căci auzise de boala lui Ezechia. Știți că bolnavii trebuiesc vizitați ori în timpul bolii, ori în convalescență. Ezechia asculta pe sol, versetul 13, le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul, aurul, mirodenile, unde lemnul. N-a fost nimic care să nu-l fie arătat Ezechia în casa lui. Și nu-i greșit. Dacă vine cineva la tine și ți-ai făcut o casă,
Să treci în revistă sau dacă ți-ai făcut anumite lucruri, le-ai dobândit, să spui, uite. Dar vezi, să nu zici ca și Nebucadnețar doar în Daniel 4, nu ăsta Babilon că l-am făcut eu? Și să excluzi pe Dumnezeu de acolo că ai încurcat-o? Darurile s-au dat, întrebările de sănătate și aspectul gospodăresc s-a consumat, dar de cele sfinte scrie ceva? Știți de ce veniseră cei din Babilon? Printre altele, scrie în a doua Cronici, capitolul 32, versetul 31. Însă când au trimis căpetenii din Babilon sol la el ca să întrebe de minunea care avusese loc în țară, ar fi avut Ezechia ce să le spună? Oameni buni, exact asta veniseră să-l întrebe. Ce minune s-a petrecut aici? Da, vreți să ascultați? Stai că vă predic eu. Uite mai a fost bolnav. Noi acum putem dovedi și cu certificate medicale, cu buletin de analize medicale. Dar nu știu cum a trecut în revistă, poate așa scurt. Da, sunt bine acum, nu nicio problemă. De ce oare n-a folosit Ezechia momentul? Știți de ce? N-a simțit un impuls foarte puternic să o facă. Scrie în versetul anterior, 31, de fapt în același verset, Domnul a părăsit ca să-l cunoască. S-ar putea chiar în timpul unei vizite Dumnezeu să te încerce, să vadă ți-a intrat în sânge că trebuie la orice întâlnire să fie lăudat numele Domnului? Sau o ratezi? Și acum mă întorc la 2 Împărați 20 să vedeți ce se întâmplă după aceea, dacă n-am înțeles ce învățăm în seara asta. Versetul 14. Au plecat musafirii și dintr-o dată anchetă. Imediat mandat pe numele prorocului Isaia, a venit la împăratul Ezechia și a zis: ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ce cu musafirii? Ce ați făcut la întâlnirea voastră? Ezechia a răspuns: au venit într-o țară depărtată, în Babilon. Isaia a mai zis: ce au văzut în casa ta? Observați cum trece în revistă toate punctele. Măi, de sănătate v-ați întrebat, gospodăria ați rezolvat, de mâncat au mâncat. Au văzut tot ce este în casa mea. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului. Dumnezeu a fost întristat, cu alte cuvinte, că la întâlnirea asta el n-a fost arătat oamenilor. Și a fost o prorocie grea, că din urmașii lui vor fi luați oameni, vor fi făcuți fameni și vor fi duși în țara Babilonului să repare greșeala tatălui. Vor merge după trimiși exact de unde au venit. Și știți când s-a reparat greșeala? Au reparat-o nepoții mai târziu. A ajuns Daniel, Hanania, Mișael și Azaria în Babilon și scrie în cartea profetului că ei nu s-au rușinat de numele Domnului. Și-au dovedit apartenența și la școală și-a trebuit pe terenul altora să facă ce n-a făcut bunicul pe terenul lui. Și asta e mult mai greu, că e ușor la tine acasă și acolo unde ești invitat să spui ceva despre Domnul. E mult mai greu să te duci tu altundeva, într-o stare ostilă, să spui ceva. Dar scrie în capitolul 2 că acești oameni au obținut ce ar trebui. Dar vă citesc mai exact din capitolul 3, că e mai clar, 3:28. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, în veci să și fie binecuvântat. Atunci îi place Domnului de noi, când la întâlnirile noastre este binecuvântat numele Lui. Atunci se merită să ne fi întâlnit. Dacă nu, nu. Ba chiar s-ar putea în urmă să ne trezim cu sesizări, cu penalizări, și Domnul să vă ferească de așa ceva. Vă rog să o luați asta cu toată seriozitatea, fie că vă întâlniți familii sau surori. Nu discutați numai ce vă doare, discutați ce trebuie. Faceți-i loc Domnului la întâlnirea dumneavoastră să se bucure de dumneavoastră. Să fie întâlnirea a doi sau două sau mai mulți în numele Domnului, dar să fie numele Domnului binecuvântat acolo.
Domnul nu se prezintă numai dacă îi face loc de slavă. Și unde nu-l chemăm, este întristat. Unde nu se aduc mulțumiri lui Dumnezeu, se întreabă, cum a zis Domnul, dar unde-s ceilalți nouă? Se întreabă Domnul, dar nu mi-ar fi fost locul aici? Ba da, fie în casele noastre și cu ocazia vizitelor și întotdeauna prezența Domnului. Amin. Vreau să mai învățăm un adevăr în seara asta, nu că nu-l știți, dar să îl reiterăm și să ne fie cu atât mai clar. Noi nu ne întâlnim uneori numai pentru bune. Știu eu și știți și dumneavoastră situații când auzi pe cineva, vreau să-l întâlnesc, îi dau un telefon neapărat. Dar de ce? Ți-e dor de el? E, nu mi-e dor, dar am o problemă de rezolvat cu el. Trebuie să-i spun ceva ce a făcut. Poate vă este cunoscută din relatările, cred eu, a fratelui Vrumbrand, întâmplarea ce vă spun, că pe un deal la o mănăstire era un călugăr mai bătrân și unul mai tânăr. Cel bătrân avea și o slugă, dar bătrânul n-a mai putut sta acolo, nu avea condiții propice sănătății lui și a coborât undeva într-o chilie mai la vale. Dar știți că oamenii sunt obișnuiți să se ducă la locul acela, e sfânt. Și bătrânul nu mai avea clienți. Toți mergeau la călugărul cel tânăr în deal. Și într-o zi, văzându-se situația aceasta, a trimis pe slugă: du-te, spune-i, să trimită oamenii la mine, că dacă nu vin și la lung cu bățul. S-a dus sluga pe drum și s-a gândit: cum să-i spune una asta, mă, de la un om bătrân, astea vorbe duhovnicești? Și până ajunge, zice: auzi, așa-i dor de tine la călugărul mai în vârstă și îți trimite binecuvântarea Domnului. S-a întors înapoi: băi, i-ai spus? Păi i-am spus tot ce trebuia să-i spun, dar pe teren nimic, de unde? Îl trimite a doua oară, cu aceea solie: du-te, spune-i să trimite oamenii aici. Se duce, cum să zic, mă, mai cu o seamă că înainte am zis că îi trimite binecuvântarea, acum să spun că vrea să-l fugărească. Auzi, iarăși i-a fost dor de tine și îți trimite binecuvântarea Domnului. Vine înapoi, același rezultat. Și văzând că nu-i nicio schimbare, și adună bătrânul putere și mă duc eu. Ce-i de făcut? Sluga repede fuge pe altă cale, ajunge înaintea lui și zice: uite, de data asta n-am putut să-l mai împiedic, vine el să-ți aducă binecuvântările. Dar cel din deal a crezut de fiecare dată, a vorbit serios și a ieșit înainte. Știți că ei au mătănile și plecăciunile lor, i-a făcut prezentările de rigoare și la bătrân i-a venit rău, să mai zic, că ceva i-a venit greu. I-a dat într-adevăr binecuvântarea Domnului și m-a întrebat ce faci. S-a întors înapoi și pe drum zice că te slugă: hai mai aproape. Până acum am comandat eu și ai executat tu. Dar văd că tu știi mai bine cărările pe care umblă dragostea. Uneori să mai comanzi tu și mai execut și eu. Uite, asta aș vrea, ceva de genul acesta, vom merge imediat la un pasaj biblic. Când ne vine ispita că sunt întâlniri care vrea diavolul să le inițieze și tare se bucură dacă iese ceva cu scântei. Să-i zici ceva, să-i spui ceva, pentru el este o mare distracție. Deschideți cu mine la Iosua 22. Vreau să vă prezint contextul de aici. Evreii ajunseseră în Canaan, dar știți că două seminții și jumătate își primiseră moștenirea la răsărit, dincolo de Iordan. Iar și alte nouă seminții și jumătate la apus de Iordan. Dar cei de la răsărit s-au luat mai întâi partea, încă din vremea lui Moise, și s-au dus toți bărbații din acele seminții să-i ajute pe ceilalți. După ce au cucerit și ceilalți împărății, erau fiecare partizați pe județul lor, în cetatea lor. Acum era momentul să meargă la vatră soldații ăștia care fuseseră concentrați, să le zicem. Și acum vă citesc de la versetul 6. Și Iosua i-a binecuvântat și le-a dat drum. Încă în versetele mai de sus scrie cum le-au mulțumit, cum de atâta vreme voi ne-ați ajutat. Și ei au plecat la corturile lor. Imaginați-vă, aici la adunare ne despărțim cu binecuvântare. Sau ați locuit împreună, că v-ați ajutat unii pe alții până v-ați făcut loc de gazdă și de servit și vă despărțiți și
unul mulțumește și celălalt este recunoscător. E frumos să-i dispari cu binecuvântare, nu? Dar știți cum erau să se întâlnească? Ciudat. Te dispari cu binecuvântare și acum vă citesc versetul 12. Au plecat acele două seminții și jumătate, au făcut un altar mare pe malul Iordanului și când au auzit ăștia de la apus, ăștia mai mulți, toți s-au strâns la silo ca să se suie împotriva lor și să bată. Poftim. Ne despărțim cu binecuvântare și cât pe acești ne întâlnim la bătaie. Acum de bătaie nu-i vorba, dar să te întâlnești la ceartă, la discuții mai puțin ortodoxe, ca să nu mai spun deloc pocăiești. Dar cum s-a putut așa ceva? Ia să vedeți. V-am spus deja că ei își făcuseră un altar. Ăștia s-au adunat și au zis: măi, ăștia și-au făcut altar să se separe de noi și e altă religie acum. Păi cum adică? Să-și permită ei să nu fie legați de cortul Domnului de la Shilo? Dar cum se poate una ca asta? Noi suntem toți Israel. Și s-au adunat să se bată cu ei, dar au fost înțelepți. Și vreau să vă prezint sfatul lor de aici, să-l aplicați atunci când aveți ispite. Scrie de la versetul 13, copiii lui Israel au trimis la ei pe Fineas și câteva căpetenii, 10 la număr. Ei au venit la fiul lui Ruben, la fiul lui Gad, s-au dus la ei peste apă, dincolo, și le-au vorbit astfel: dragii mei, atunci când aveți probleme cu cineva și auziți că a făcut ceva, că a montat ceva și că s-a întâmplat nu știu ce, nu deschideți direct front și direct să vă apucați să vorbiți și să fiți supărați. Duceți-vă și vedeți despre ce e vorba. Și dacă nu vă puteți deplasa, dați un telefon. Măi, frate, uite ce am auzit. Sora mea, uite ce s-a întâmplat. Luați legătura cu ei. Amintiți-vă și de cuvintele Mântuitorului din Matei 18. Dacă fratele tău ar ceva împotriva ta, să aștepți până vine, nu? Ei, du-te tu, măi. Du-te tu și renoadă legătura. Du-te, fă ceva. Da, unora le este greu să meargă dintr-o cameră într-alta. Acum n-aveți multe, dar după ce o să aveți mai multe, poate vă supărați și e greu să mergi așa ca Rebecca până la Isaac, cum vorbeam ieri, nu? S-au dus. Dar vezi când te duci, nu te duci așa cu o falcă în cer și cu una în pământ. Versetul 16, o primă idee. Așa vorbește toată adunarea. Ce înseamnă păcatul acesta pe care l-a săvârșit față de Dumnezeul lui Israel? Mai întâi, dragii mei, nu încercați să reparați relația între dumneavoastră și celălalt. Mai întâi avizați-l pe celălalt să se analizeze care este relația lui cu Domnul. Observați că nu i-au zis: băi, voi aveți ceva cu noi, nu? Au zis: măi, dar voi ce ați făcut voi? Place Domnului? Și asta schimbă totul de la primul cuvânt. Dacă te duci la un frate să-i spui: măi, frate, mi-ai făcut asta mie? Da, ai zis, da? Cred că cu mine ai avut treabă, nu? Du-te și spune altfel: auzi, cum te simți în relația ta cu Domnul? Uite, am văzut și alții, cum ziceai, și toată adunarea, că parcă totuși vii rar la adunare, parcă s-a întâmplat ceva și între tine și Domnul nu este tot în regulă. Și atunci, dintr-o dată, îl pui pe om să se uite nu la tine. Îl pui să se uite spre Domnul și când se întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie. Dintr-o dată îl conștientizezi pe om: măi, de fapt n-am de-a face cu ăsta. Ce dacă cineva nu e în relație bună cu noi? Să fie în relație bună cu Domnul. După aia se reglează și cu noi. Dar mai întâi îndreptați-l spre Domnul. Scrie mai departe: privim oare ca o nimica nelegiuirea lui Peor, a cărui pat n-a ridicat-o până acum și a adus-o asupra întregii adunări ai Domnului. Încearcă apoi să-l conștientizezi pe om că dacă este vinovat unul, cum a fost cazul lui Acan, toată adunarea suferă, Domnul se poate mânia pe toți. Și gândește și tu că dacă cineva este în conflict cu tine, Domnul nu se supără numai pe el, se supără și pe tine, că mare minune să fie numai unul de vină și celălalt să n-aibă nicio vinovăție. Pune astfel problemă și de-abia în final, după aceea, spune-i:
Dacă poți. Versul 19. Dacă priviți ca necurată țara care este moșia voastră, treceți în țara care e a noastră. Și spune în ultimă instanță, dacă crezi că eu te-am îndreptățit, fac cum zici. Numai să fie bine. Să vă spun un caz. Într-un sat s-au pocăit două familii. Vă dați seama, frați, dragostea din tâi, locuiau la țară și au luat împreună o parcelă, au semănat porumb, l-au cultivat. A fost un an cu recoltă slabă și una dintre familii ispitită s-a dus și a cules ia porumbul. Când s-au dus ceilalți să-i cheme la cules, da, de unde, ce să mai culegi? Paiele. Și s-a dus imediat supărat la celălalt. Măi, asta e frăție? Am muncit amândoi și acum culegi numai tu? La care celălalt zice, da? La mine se nu mai vin, nici eu nu mai vin la tine. S-a terminat cu rugăciunea, să mă lași în pace. S-a dus cel înșelat acasă și a început să necăjească. Măi, dar pentru porumbul ăsta am pierdut pe ăsta, ăsta să lasă de pocăință? Acum oamenii în sat nu o să mai pocăiască? Ce am câștigat? Și așa s-au pus pe rugăciune, chiar pe post. Și rugându-se într-o zi acasă, Domnul le-a dat un cuvânt să meargă la celălalt și să-l roage să uite toate astea că ei vor să se roage din nou împreună. Și s-a dus la cealaltă familie și îmi spuneau, două ore a insistat la poartă, te rog, lasă-mă să intru înăuntru să spun ceva, să mă lași în pace, cu voi nu mai discut. Vă sunt cunoscute expresii de genul ăsta, nu? M-ai înșelat. Auzi, te rog, nici nu mai vorbim de asta. Aș vrea numai să ne rugăm împreună, că mi-amintesc ce frumos era când ne rugam noi. Lasă porumbul, treaba lui. Eu m-am gândit după aia, a zis, porumbul ăsta ți se cuvine ție. În ultimă instanță, dacă vreți că după asta s-agață, spune, măi, nu-ți place asta? Ia-o pe cealalt. Nu suntem noi fiul lui Avram. Acolo așa scrie într-o traducere directă. Vrei tu dreapta? Ia-o pe stânga. Vrei tu stânga? O iau pe dreapta. Dacă încerci să-l pui pe celălalt în lumina Domnului și spui că din partea ta renunți la orice, numai să fie bine. Că de fapt la urma urmei, de asta ne vine mintea ca la român numai la urmă, după ce ne dăm seama că ne-am înșelat, că ne-am strecat relația, știi ce zici? Măi, mai bine lăsam de la mine. Așa că așa zic oamenii la urmă. Dar n-ai putut să zici mai repede? De ce să pierdem? Ce s-ar fi întâmplat să apuce să bată, să roșească apele Iordanului? Dar pentru asta s-au ajutat până atunci? Că omul sub ispită uite tot binele ce le-ai făcut, uite ce bine ar putea să fie în continuare și faci totul sub presiunea momentului. De ce? Fiindcă nu ne gândim la relația între noi și Domnul. Ne gândim la celălalt. Lasă-l pe celălalt. Tu nu strica relația ta cu Domnul. Și când te gândești să nu ți-o strici, ies cu totul și cu totul altfel lucrurile. Și să privim acum la răspunsul celorlalți. Apărarea lor de 21. Cele două semințe și jumătate au zis, citesc de la 22. Domnul Dumnezeu cel atotputernic. Domnul Dumnezeu repetă, știe și Israel însuși să știe dacă din răzvrătire sau din păcătuire împotriva Domnului am făcut așa. Uite ce apărare frumoasă. Ceilalți au răspuns, dar noi nici nu ne-am gândit că ne stricăm relația cu Domnul prin asta. Gândeau și ei curat. Noi vrem să fim curați înaintea Domnului. Dar se făcuse un altar mare și așa se întâmplă între noi. Adunăm și facem o piramidă, clădim nisip, când acolo toți am fost cu gând bun. Dar, de fapt, care era problema? De ce ajunseseră în conflict? Și aici vă rog să fiți foarte, foarte atenți. Scrie de la versetul 21, 24. De ce am făcut așa? Am făcut lucrul acesta gândindu-ne. Și unii nu știuseră ce gândiseră ceilalți. Și asta era toată problema. Că unii se gândesc într-un fel și ceilalți se gândesc că s-au gândit altfel. Hai să vă dau un caz ce li s-a întâmplat la Arad acum în ultima vreme. Era un apartament a unei surori din Statele Unite, care era dat în grija unei surori din biserica noastră. Cea din America a făcut o binefacere și a lăsat acolo pe o studentă să stea. Sora ce administra, i-a spus studentei, avea și ea cheie, că administra, vreau să mă duc într-o zi să iau ceva de acolo. Și a zis, du-te liniștit. Sora s-a dus, a probat la ușă, ușa nu se deschide.
Și s-a gândit, știi, că așa se nasc conflictele. S-a gândit, poftim. I-am spus că o să vin și încuie ușa de mine. Adică eu am vorbit în favoarea ei pentru cea din, la cea din America să o lase. Și acum ea încuie ușa de mine, mă poartă pe mine pe drumul și eu am copii mici acasă. Și clădim piramide întregi. Și când o întâlnește pe studentă, îi zic, de ce ai închis ușa de mine? Ușa nu-i închisă. Mie îmi spui? Mă și minți? Nu știu dacă au zis chiar așa, eu puțin le voalez probabil de data asta. Și studentul zice, vină cu mine să vezi. Ce ușa strânge? Și când am pis ușa, într-adevăr strângea. Ce scuză-mă. N-am știut că ușa strânge, eu am crezut că e încuiată. Bun, dar asta e numai primul episod, să vă spun al doilea. Urma să vină o familie din Statele Unite să locuiască în acel apartament. Studenta între timp plecase de acolo și ok, ne-a dat o nouă că trebuia să aprovizionăm cu ceva și ok, dar la altă familie la care venea familia aceea. Familia cealaltă, nu, deci mai întâi ne-am dus noi. Mie mi-a spus studenta, vezi că ușa strânge. M-am dus, m-am împins de ușă, de fiecare dată știam regula până am amenajat și am pregătit să vină ei. M-am dus altă dată, trebuia să mai duc ceva, când se deschid ușa, nu se mai deschide. Măi, s-o fi blocat, m-am gândit eu. S-o fi desfestat broasca de la ușă. Soția era acolo cu mine. Măi, și mă grăbeam, trebuia să plec undeva, aceea să vină, măi, cu o șurubelniță. Am desfăcut, până la urmă, am stricat și ușa. Aia bine, era ușă veche de bloc, nu asta era problema. Dar deja în mine mă gândeam, am să-i spun la... Ce s-o fi întâmplat aici, mă? Ce-o fi omul ăsta? Ce-o făcut? O dat cu ușa. Între timp, cum eu tot am deschis, mă uit. Măi, ușa încuiată. Soția uitându-se pe acolo, vede într-un dulap, ok, dar deja ușa era aproape ruptă, pe când descuiți, deschis ca bună ziua. Măi, de când am să mă întâlnesc cu Dani, am să-i spun, măi, omule, dar de ce nu spui că e încuiată, mă, dar ți-am spus eu să o încui? Și deja aveam eu adunat în mine, știi? Și când îl sun, măi, Dani, ce ai făcut? Cum, ce să fac? Și eu m-am dus, am văzut că ușa strânge, mi-a se încuiat. Deci eu spun ștaș, mă, imediat văd tot ce-i prin casă. M-am uitat cheia acolo, am descuiat și am încuiat înapoi. Deci m-am scăpat și am încuiat de două ori. Dacă știu că doar tu știi de cheie. Păi n-am știut de cheie, cum n-am știut de... De cine n-am știut? Dar... Acum vă întreb. Ce avea cheia asta cu relația mea cu Domnul și cu a lui? Poftim, s-a rupt ușa, s-a găsit cheia. Ar fi fost un motiv suficient să ne supărăm, nu? Dar alții se ceartă de la lucruri mai banale sau mai grozave. Dar dacă ne-am gândit fiecare, sau dacă vă gândiți fiecare, n-am luat-o chiar cu nota 10 examenul acela, nu? Veți vedea că nu e niciun motiv dacă te gândești la tine și la Domnul. Cum adică pentru o ușă să-mi stric relația mea cu Domnul și relația mea cu fratele? De ce rost are? Și așa în toate. Sunt ficțiuni, sunt imaginații pe care le înscenează diavolul. Și ți arată o piramidă mare că a făcut așa și a zis așa și soacra și mama și vecinul și frații. Și când colo? Dacă îi vei întreba pe ei cu sinceritate, vă spune, măi omule, nici nu m-am gândit la asta. Eu m-am gândit la alta. O, dacă ne-am gândit la Domnul, să nu ne stricăm relația cu El. Doamne, ajută-ne! Și observați finalul, versetul 30, când a auzit preotul Finea și căpetenile, adunării, ce au zis ceilalți. Dragii mei, dacă ne despărțim cu binecuvântare, trebuie să ne înțelegem, să reglăm lucrurile ca următoarea întâlnire să fie tot cu binecuvântare. Și Satana se mai pierde o partidă, n-are decât. Să nu câștige nimic. Și de fiecare dată și în bine și în ispite să fie binecuvântat numele Domnului. Amin. Atunci se va putea spune și dacă vine stăpânitorul, n-are nimic în noi. Dar nimic. Dar rețineți regulile. La meniul cu vizita să nu lipsească niciuna. Iar când vin ispitele, procedați după sfatul de aici. Și veți vedea că nu-s lucruri încălcite la care Domnul să nu le descurce și să nu ne lumineze. Și veți vedea că nu-i conflict
în care Domnul păcii să nu poată lăsa pacea peste noi. Și când ne despărțim cu binecuvântare, nu ne așteaptă în urmă nici blestemul, nici pedeapsa Domnului, ci din potrivă, va veni peste noi cu adevărat binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă doriți? Atunci pregătiți suportul necesar. Amin.